bun găsit pe pagina de Facebook, știrile de.ro. Ne apropiem cu pași repezi de prima zi de școală. Mai sunt doar doar câteva zile până, până la acest moment. Mult așteptat atât de părinți cât și de elevi. Cu toate acestea sunt o mulțime de întrebări pe care cititorii noștri le au Mă uitam chiar în, în știrile pe care le avem pe această temă pe site Și sunt foarte, foarte multe întrebări De aceea am ales să mergem la o sursă oficială Să, să aflăm informațiile oficiale direct de la Ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu Bine ați venit la noi în studio Bună ziua, mulțumesc pentru invitație Uh, mai sunt câteva zile, pă, emoțiile sunt mari, părinții se tot întreabă cum va fi noul an școlar, asta vine după un an foarte greu care a fost o încercare pentru toți, și pentru elevi, și pentru profesori, și pentru părinți, școala online, știm cu toții, cum se conturează în acest moment, pentru că lucrurile se vor schimba probabil pe parcurs, cum se conturează în acest moment anul școlar 2021-2022, care începe pe 13 septembrie. Emoțiile sunt mari, emoțiile sunt mari, foarte mari sunt firești pentru fiecare început de an școlar, peste aceste emoții, firești se suprapun emoțiile generate de criza sanitară. În urma uh, unei analize foarte atente, pe care Ministerul Educației a făcut-o împreună cu Ministerul Sănătății, cu INSP și cu uh, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, decizia este aceea a deschiderii tuturor școlilor, în data de 13 septembrie, cu prezență fizică. Știm că riscul nu poate fi eliminat complet, dar riscul trebuie să fie asumat în măsura în care poate fi gestionat. Factorii cu competență în domeniul sanitar uh, au uh, decis că acest risc poate fi gestionat cu condiția respectării tuturor regulilor de protecție sanitară și mă refer aici la masca de protecție, care este obligatorie în spațiile interioare, poate fi folosită, avem în anexă la punctul 2.1, punctul în care în ordinul de ministru se precizează că se recomandă utilizarea măștilor medicale, dar este permisă fără niciun fel de problemă utilizarea măștilor textile, important este ca elevii, mai ales cei de vârstă mică, dar nu numai să poată avea gura și nasul acoperite. Excepție de la obligativitatea măștilor de protecție în spațiile interioare este creată pentru derularea orilor de educație fizică în săl de sport, în interior, dar numai până la incidența de 2 la 1000 rată de infectare în localitatea respectivă. De asemenea, o excepție punctuală se înregistrează de la obligativitatea purtării măști de protecție pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru cei care sunt foarte mici. Cu aceste excepții, masca de protecție va rămâne obligatorie. Este obligatoriu să avem o aerisire cât mai bună a spațiilor de învățământ, este obligatoriu să respectăm regulile de igienă, este obligatoriu să respectăm o distanțare fizică adecvată condițiilor din fiecare școală. Aceste reguli vor trebui să fie respectate pentru că vedem foarte bine în luna august. Între 1 și 31 august, în București, spre exemplu, am avut o creștere de exact 6 ore a ratei de infectare, de la 0,13 la 1000 la 0,78 la 1000. Astăzi, cred că s-a anunțat că în București suntem la 1,21 la 1000. Se păstrează acest trend ascendent, care poate fi oprit doar prin respectarea regulilor de protecție sanitară sau încetinit poate fi și prin vaccinare. Școlile se concentrează foarte mult. Pentru conștientizarea importanței și necesității vaccinării, rămânând o alegere pe care fiecare părinte are dreptul să o facă, -o facă. dar să o facă într-o manieră informată. Uh, un moment foarte important va fi prima zi de școală. Mă uitam, uh, unul dintre cititori chiar întreba dacă nu există risc. Uh, foarte mare, în condițiile în care în curțile școlilor, în clase, se vor aduna foarte mulți oameni, elevi, părinți. Există niște reguli și pentru prima zi de școală, să înțeleg. Există reguli speciale pentru prima zi de școală. Ceremoniile de deschidere a anului școlar sunt permise cu următoarele condiții. 1. Doar în exterior. 2. Cu masca de protecție, care în restul situațiilor nu este obligat, în curtea școlii și trei cu o durată limitată de uh, o oră și jumătate. Sigur că există un risc, riscul este creat de aglomerarea uh, elevi, profesori, părinți, bunici, uh, aglomerare firească din perspectiva emoțiilor și dorințelor părinților și bunicilor de a-și însoți copiii la școală în prima zi de școală, îndeoseb pentru cei mici, pentru cei care merg pentru prima clasa oară la zero, școală. Clasa exact, întâi exact. Este... Dar atâta vreme cât sunt permise concerte cu mii de oameni, atâta vreme cât încă vedem plaje supraaglomerate, cât vedem moluri supraaglomerate, totuși școlile rămân acele locații în care se respectă regulile mult mai riguros decât în oricare alte medii. Avem în vedere, în permanență, în fiecare zi, vizite în școală de către echipe mixte, inspectorat școlar-județean, DSP și prefectură, plus autorități locale. Am înțeles. Deci legat de prima zi de școală, e foarte important să, să subliniem faptul că în clase vor ajunge doar elevii, profesorii, învățătorii. Da. Părinții vor rămâne în curtea școlii. O, există și situații speciale care vor fi apreciate și eventual aprobate de către conducerea fiecarei școli. Am înțeles. Um, având în vedere trendul ascendent despre care vorbeați, legat de incidență și de numărul de cazuri, um, se prefigurează, aveți în lucru, niște scenarii posibile, adică care ar fi scenariile după care um, va funcționa noul an școlar, în cazul în care um, vor, va exploda numărul de cazuri de coronavirus? Uh, o spun de fiecare dată. Fără teama de a fi repetitiv, nu are nimeni în această lume un glob de cristal. Știm însă care a fost evoluția până acum. Trendul este îngrijorător. Strict matematic, dacă se păstrează acest trend, este posibil să avem localități în care să se depășească rata de infectare de 6 la 1000, dar tot pe baza experiențelor precedente, această depășire estimăm că va fi de scurtă durată, 10, 12, 14 zile, după care toți elevii se vor întoarce la școală cu prezență fizică. De altfel, și după depășirea ratei de 6 la 1000, este, prezen este permisă prezența copiilor în creșe, prezența copiilor în grădinițe cu prezență fizică, la rată de infectare mai mare de 6 la 1000, dar sigur că da până la intrarea localității în carantină, este permisă de asemenea prezența elevilor din învățământul special și mai cu seamă este permisă efectuarea orelor de terapie pentru toți elevii cu cerințe speciale, știut fiind faptul că pentru acești elevi, aceste ședințe de terapie sunt practic o șansă de supraviețuire. Deci aceste lucruri vor fi permise cu prezență fizică și după depășirea ratei de 6 la mie până la intrarea localității în carantină. Sunt convins îmi exprim această convingere, speranță, convingere, că nu vom avea uh, localități mari care să intre în uh, carantină și după o perioadă relativ scurtă ne vom putea întoarce la școală cu prezență fizică, chiar dacă vor apărea punctual depășiri are ratei de infectare de 6 la 1000. Pentru a avea cât mai puține depășiri, îndemn încă o dată la respectarea regulilor de protecție sanitară și la vaccinare. Da, da, da. Uh, spre deosebire de uh, aceeași perioadă anului trecut, sau dacă ne gândim în primăvară, uh, mă gândesc că acum suntem mai pregătiți cumva și cu vaccinarea și cu uh, implementarea de da, acestor Da, Anul trecut nu exista măsuri. vaccinul. Adică oamenii au, uh, au asimilat cumva, sunt conștienți că trebuie să poarte mască, să... Să păstreze și, distanțare și, și, încă mai... ceva, și încă ceva, astăzi dorim să actualizăm raportarea cu privire la numărul persoanelor vaccinate angajate în sistemul de învățământ. La ultima raportare aveam peste 60% din personalul din învățământ vaccinat. Este în valoare absolută cea mai numeroasă categorie socioprofesională. Acest lucru contribuie foarte mult la siguranța sanitară în școli. Atunci când vom avea rezultatele actualizate, prin interogarea fiecarei școli și fiecarei universități, vom face public acest lucru și sunt convins că este un progres important inclusiv din perspectiva vaccinării personalului din învățământ. Un lucru normal și necesar. Aș merge un pic puțin mai departe, spre 1 octombrie, când ar trebui să înceapă noul an universitar. La fel, cititorii ne întreabă ce se va întâmpla cu, cu noul an universitar. În acest moment, ce se prefigurează? Ieri, din colaborarea cu CNCF cu colonel, colonel Valeriu Gheorghiță, a rezultat o instrucțiune pe care am transmis-o ieri către toate universitățile din România. În campusurile universitare vor putea fi organizate centre de vaccinare, la care studenții care nu s-au vaccinat până acum să poată avea un acces mult mai facil. Deci, vedeți, mergem și în școli, cu echipe mobile de vaccinare pentru a vaccina acei elevi care beneficiază de acordul părinților și în universități. Vrem să ducem vaccinarea cât mai aproape de școală, cât mai aproape de universitate, mai ales în campusurile universitare, care au uh, un număr important de cămine în care sunt cazați studenții, uh, pentru a facilita accesul tuturor celor care înțeleg și decid să se vaccineze. Avem o altă întrebare de la una dintre cititoarele știrile canal de .ro, legată de profesorii care nu se vor vaccina, care nu, vor, nu se vor vaccina. Ei ce statut vor avea sau vor exista la un moment dat reguli diferențiate între profesorii vaccinați și cei nevaccinați? După cum vedeți, Ordinul Comun Ministrul Educației, Ministrul Sănătății nu promovează niciun fel de diferențiere între profesorii vaccinați și profesorii nevaccinați. De altfel, acest lucru ar fi și greu de făcut în condițiile în care nu există în acest moment o bază legală, o legislație primară pe baza căreia Ordinul de Ministru să Chiar fi în ordin de ministru comun, să prevadă această diferențiere. Deci nu este o diferențiere, dar insistăm pentru importanța vaccinării didactice. De altfel, v-am spus, așteptăm în cursul zilei de astăzi raportările din fiecare școală. Am înțeles. Și dincolo de asta, dacă doriți de... să continui răspunsul, vă spun, profesorii nu sunt plătiți în funcție de situația. A fi sau a nu fi vaccinați, profesorii sunt plătiți în mod firesc pentru calitatea actului educațional și pentru volumul actului educațional, respectiv numărul de ore. Și atâta timp cât sunt respectate regulile, bă, cred că nu, nu va fi niciun, niciun fel de problemă. Um... Bun. Legat de școala online, au fost tot felul de controverse legate de, de acest mod de a învăța. Credeți că profesorii din România, învățătorii, ar avea nevoie de o pregătire suplimentară pentru a susține o astfel de perioadă, dacă vom ajunge din nou la uh, învățământul nu online? Nu cred, sunt absolut sigur. Predarea online diferă foarte mult de predarea clasică. Profesorii, învățătorii au făcut eforturi remarcabile, absolut remarcabile, pentru a se pregăti pentru predarea online, care este diferită de predarea clasică. Fiecare a reușit cât a putut, unii mai mult, alții mai puțin. Cert este că nu vom putea vorbi despre o predare online eficientă până când nu vom avea îndeplinite cinci condiții. În primul rând, conectivitate generalizată. Avem anul acesta conectivitate ceva mai bună decât anul trecut. Dar, în realitate, ea nu este generalizată. Nu putem spune că fiecare profesor, fiecare elev, din fiecare colț al țării, mă referând deoseb la zonele rurale, au acces la internet. Deci, pe capitolul conectivitate, stăm mai bine, dar nu suficient de bine. Doi, e nevoie de echipamente. Stăm mult mai bine la nivel de echipamente distribuite elevilor decât stăteam anul trecut. Dar nu stăm suficient de bine pentru că nu sunt convins că toți elevii din această țară au acces la echipamente, tablete sau laptopuri. 3. E nevoie de pregătirea cadrelor didactice. Am format prin programul CRED, la care se adaugă și alte proiecte, câteva zeci de mii de cadre didactice. Această formare nu este suficientă. De această formare nu au beneficiat toți profesorii din România. Gândiți-vă că există state cu sisteme de educație mai bine puse la punct decât sistemul de educație din România, în care profesorii au spus nu am fost formați să predăm online, nu predăm. În România, totuși, profesorii, informați, au făcut ce au știut mai bine pentru a evita un blocaj în sistemul de educație care ar fi generat pierderi încă și mai mari. 4 este nevoie de conținut digital. Conținut digital care să fie disponibil pentru fiecare disciplină. Nici asta nu există. Și cinci, deloc de neglijat, orice act educațional se finalizează printr-o evaluare. Evaluarea trebuie să fie relevantă și să reflecte progresele fiecărui elev. Atâta vreme cât nu avem platforme dedicate evaluării, nu se poate finaliza actul educațional. Sunt cinci motive pe fiecare din cele cinci paliere stăm mai bine decât stăteam anul trecut, dar nu stăm atât de bine încât să putem pretinde că prin predarea online sau prin scenarii hibrid pot fi evitate pierderile educaționale. Pe de altă parte, dincolo de pierderile din perspectivă educațională, înregistrează foarte mulți elevi, din păcate, pierderi în plan comportamental, tulburări emoționale generate de lipsa socializării. Vor fi da, niște efecte inevitabile. La finalul interviului nostru, dacă doriți să transmiteți un mesaj pentru părinții care ne urmăresc pe știrile canal de. În acest moment pentru noul an școlar, și de ce nu, un mesaj și pentru, pentru elevi de încurajare așa de, de, încep, de un nou început. Elevii să aibă încredere că profesorii în primul rând, dar și noi cei care sunt. În suntem implicați vremelnic în reglementările din educație, înțelegem că educația este cel mai important lucru. În lipsa educației nu putem avea nici prosperitate în această țară, nici securitate și nu putem avea nici siguranță sanitară, după cum foarte bine vedem. Deci, un moment extrem de important în fiecare an, se transformă în 13 septembrie 2021 într-un moment și mai important în care toți, absolut toți elevii vor putea să meargă cu prezență fizică. Lansez de asemenea și un îndemn la respectarea regulilor sanitare, în primul rând, pentru ca școlile să rămână cel mai sigur mediu, sigur că da, după mediu spitalicesc, special, unde uh, acolo, prin forța lucrurilor, regulile se respectă uh, la modul cel mai riguros, dar și în școli să se respecte aceste reguli pentru a putea continua școala cu prezență fizică, pentru a evita pierderile care și așa sunt prea mari din perspectiva celor înregistrate până acum, care sunt foarte greu de recuperat. Vom avea un program național de ore remediale, dar uh, recuperarea se va putea face doar în timp. Deci, concluzia este e nevoie de forțele noastre, ale tuturor, părinți, elevi. Presă, de ce nu, astfel încât să nu mai ajungem în, într-un punct... Într -un... Punct, un, într un rol esențial la represa pentru o corectă informare. Și încredere. Încredere în școală. Încredere în educație. Vă mulțumim mult că ați venit la noi în studio. Cred că informațiile pe care le-am obținut de la Și dumneavoastră... încredere în profesori, iertați-mă pentru intervenție, pentru că Elementul central în orice sistem de educație trebuie să fie elevul, dar rolul determinant întotdeauna îl are profesorul. Urez un uh, an școlar cât mai liniștit tuturor colegilor cadre didactice. Și să sperăm uh, cât mai uh, cât mai coeren, să spunem așa, să nu mai avem perioade de uh, pauze și de, de, lucruri care să nu, să nu funcționeze. Cât voi fi ministrul educației, voi face tot posibilul ca școala să fie cu prezență fizică. E o declarație pe care o asum integral. Am înțeles. Vă mulțumim mult că ați fost la noi în studio. Noi ne revedem în curând pe pagina de Facebook, știrile canal de Rămâneți alături de noi.